Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Emily Wants to Play. Ultima oară am fost groaznic la acest joc. În groaznic vreau să spun absolut teribil. Practic cel mai prost jucător care a jucat acest joc în istoria jocului. Tocmai am realizat că am camera în stânga jos. Bărăbă! Ok, așa este mult mai bine. După cum spuneam, ultima oară am fost cel mai prost jucător din istoria acestui joc. Între timp am jucat și acest joc pe stream. Am fost foarte aproape, dar cei care au fost pe stream când am jucat jocul ăsta știu. Am fost extrem de aproape de a termina jocul. A trebuit să tac pentru că melodia mi-a încuiat urechile. Am fost foarte, foarte aproape să-l termin din cauza unui bug din joc, pentru că eu eram după un perete, însă tot m-a văzut cineva. Și de asta am pierdut jocul. În fine, new game. Și sperăm că acum, nu numai că vom juca mai bine. Hello. Vom termina. Your pizza's here. Băiatul cu pizza, ia aici. Ce atmosferă frumoasă. Un clovn doarme. Ok. Mi-a făcut plăcere. E timpul să plec, dracu. Asta spune orice om normal. Dar ținând cont că eu sunt cel mai prost om care a livrat pizza vreodată. Nu, 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 eu trebuie să umblu prin casă. Poate că nu sunt tipul care livrează pizza. Poate că sunt cel mai cel mai prost scos din lume. Foarte frumoasă priveliștea. Nu mai țin minte regulile, dar știu că sunt scrise pe... Știu sigur că sunt scrise aici, în bucătărie. Bucătărie e aici. What the fuck? Let's play at midnight. Fuck you! Let's play at midnight, uite. Thanks for ordering. Ah, e pizza. Camera asta. Holy fuck. Oh! Pare spooky. Oh my fucking god, e lumina stinsă aici. Ce dracu stinge lumina? Aprinde, tată. Așa. Mult mai bine. Mai e mult până se face miezul nopții? Nu știu, dar văd că... Încă nu s-a făcut miezul nopții. A, e ușa deschisă, mă? E doar că e întuneric. Ok. Schmecker jam. Foarte frumos. Trebuie să intrăm în dulapul ăsta? Nu mi-am amintesc. Cum începea dracu jocul? Pentru că acum practic n-a început jocul. La miezul nopții începe jocul. Ce să stau? Hârtii? Am terminat sesiunea, gata cu hârtiile. Ok. Ce trebuie să fac când începe jocul ăsta odată? Oare trebuie să stau aici? Degeaba așa? Nu. Cred că trebuie să așteptăm câteva minute până începe. A, să verificăm fiecare cameră, poate. Da, un WC, nimic normal, așa arată și WC-ul meu de acasă, ba chiar mai multe cioburi pe jos. Asta e dormitorul, da, blue screen, ceva normal. Așa arată și calculatorul meu. Sper să nu arate acum când filmez așa. Da, un dulap. Destul de... Oh, I take care of my friends. I make them pretty. Smiley face. Don't turn around. Peekaboo. Holy fuck. Ce m-am speriat. What the fuck was that? Holy fuck. Și-a făcut update jocul ăsta, frate, nu era așa înainte. Oh my god. What the fuck was that? Let's play at midnight. Se face, mă, vere, miezul nopții o dată. Am nevoie de un cuțit. De ce nu-mi dă voie să iau un cuțit?
închidem ușa. Nu-i de noi. În sfârșit, miezul nopții. Ok. Ok, ok, ok. Țin minte când am încercat pe stream, era bucătăria. Unde e bucătăria? Don't look at her, da. Deci la faza asta, la fata aia care apare cu părul mic, trebuie să ne uităm. De fiecare dată când apare, trebuie să ne uităm la ea. Și țin minte... Țin minte când am, când am făcut stream, am încercat să-i sar în cap. A fost o idee proastă, pentru că ne-au omorât. Deci sunt două reguli. Te uiți la ea, dar nu îi sari în cap, pentru că dacă îi sari în cap, te omoară. Hai să închid ușa de uș. S-ar putea ca vecinii mei să audă țipete și nu vrea să creadă că e vreun viol în cap. Dispar fă o dată. Mulțumesc. Easiest game in my life. Mi-e frică mereu în camera asta. Mereu mi-e frică în camera asta, nu știu de ce. Poate pentru că e întuneric și seamănă cu un beci. Da, cred că am găsit motivul. Da, luminile sunt stinse și aprinse de niște persoane. Trebuie mereu să avem lumina aprinsă când apare proasta aia mică. Să o vedem. Pentru că dacă nu te uiți la ea, te violează direct. Sare în cap și te-a... direct. Manevră. Bine că a tras apa, apreciez mereu. Cineva care trage apa. Nu vreau să intru în camera asta pentru că... S-ar putea să apară fata aia și mi-e frică că mă panichez și nu mai reușesc să aprind lumina. Ok, ok, ok. Hai mă că intru în camera asta. Opa. Uite aici, bec. Hai să deschidem și... Deschide! Deschid și bucătăria. Get a new door, pick up Emily Meds. Da, bune. Sfaturi. Dar Emily... Asta care apare aici și trebuie să ne uităm la ea nu e Emily, e unul dintre jucăriile lui Emily. Spor. Ah! Unde ești? Fuck, 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 fuck. N-o văd, frate. N-o văd, frate, dau sunetul mai încet. Ah! Ah, Doamne, mersi. Am crezut că e în întuneric ăla și... Și îmi va lua prea mult până mă duc la... La să aprind lumina și ne omoară. Hai să jucăm un joc, fii. Atunci când ne uităm la ea, trebuie să nu clipesc. Nu clipești nici voi. Da. We did it, Reddit. What the fuck? Unde pizda? Mă, ești? Doamne. Stai, trebuie să ne uităm în fața ei? Nu cred. Nu cred. Sper. Se supără dacă ne uităm în spatele ei? Nu-i admir fundul, doar încerc să nu mă omoare, dracu. Nu da mine, fata. Faza e că am cam uitat regulile. Când apare clovnul la prost, chiar nu mai știu ce trebuie să faci. De ce mint dintr-un beci, nu știu. Știu că e un clovn și încă unul pe bicicletă sau ceva de genul. Asta, că asta e lumina... A, în camera asta e lumina stinsă. Am bușit în ceva, prin întuneric. Cine stinge mereu lumina aici, nu știu. Sincer, cred că n-ar mai trebui să o luăm în alte camere. Ce spuneți? Avem... Hai să închidem ușa asta. Eu zic că ne maximizăm șansele de a câștiga acest joc. Fuck! Fuck, 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 fuck! Ok. Eu zic că ne maximizăm șansele de a câștiga acest joc. Dacă stăm doar în aceste trei camere. Pentru că sunt niște camere uriașe. Și... Ah, și când apare ăla pe bicicletă trebuie să ieși din cameră. Înțeles. Doar așa avem cele mai mari șanse să câștigăm jocul. Asta... Mai durează mult până se termină seara?
Mamă, cine l-a închis ușa aici? Pare rău atunci când sunt panicat. În jur foarte mult! Holy fuck! A văzut că se apropia de mine? Doamne! În ultima secundă am aprins asta. Hai mă, cât mai durează seara asta? Ieși dracu, fată proastă de aici. Asta e că am spus să nu clipesc atunci când o vedem. Ești cas. Cu Andone, nu? Fire aia, dracu. Bă, jur că era un ceas pe aici, pe undeva. Uite, mă. Ah, acum probabil se termină prima oră. 360! Ați văzut aici, nebunii? Joc pe mouse-ul lui Cristi, care are o sensitivitate uriașă de asta. Pot face... 360 no scope. Vreau să facem un 360 no scope când o vedem pe proasta aia? Oare ne omoară dacă facem 360 no scope? Hai să încercăm. Am terminat prima noapte. Prima oră, de fapt. Mai au rămas încă 5-6 ore. Don't stay still. Ce? A, da, când îl auzim pe ăla trebuie să stăm nemișcați când îl auzim pe ăla, pe clovnul ăla. Să aude un ho-ho-ho și să stăm nemișcați. A, de asemenea, 360 nostru costă, sunteți pregătiți? 360! Ah! Ok. Nu mai fac asta în viața mea. Bă, ce căcat. Bă, sunt prost, nu? 360 prost. Eram cât de să murim din cauza că am jucat de 360 nostru. Hai să punem niște muzică. Fuck! De ce dracu am pornit muzica ca să nu-l aud pe clovnul ăla? Bă, sunt și idiot, om. Deci iau exact cele mai proaste decizii de jocurile astea de groază. Pornesc muzica când clovnul ăla e pe cale să mă omoare. Fac 360 lor. 360. Ha. Vezi? Ne îmbunătățim la 360. Fac 360 nou scop să mă omoare curva asta mică. Jur că dacă aș fi într-un film de la de groază, aș fi primul care ar muri. Și nici măcar nu sunt negru. Pentru că știți că de obicei negri mor primii filme de groază. Fără să fiu rasist. Tare adevărat. Are, dacă îmi pun mâinile la ochi, își dă seama camera și mă omoară fata aia. Ho, 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 Moș Crăciun în... What the fuck? Nu mai mă joc acest joc. Nu mai mă joc, exact nu mai mă joc acest joc. Am stat nemișcat. Ce trebuie să fac? Nu trebuie să stai nemișcat când e el acolo? Nu înțeleg. Jocul ăsta are buguri. Cei care ați fost pe stream, știți că am mai trimis un mail în care l-am înjurat pe cei care a creat acest joc. O să-i trimit altul. Nu înțeleg de ce am murit, pentru că nu am mișcat. Și aici se încheie episodul. Speram să-l câștigăm. Nu o să mă încerc să joc acest joc. Am încercat a doua oară să-l câștig. N-am reușit. O să mă las baltă. Dacă nu o să mai apară niciun joc de groază bun, o să joc Outlast 2 când o să apară, dar până atunci cred că nu o să mai joc nimic pentru că nu au apărut jocuri bune de groază. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Dar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!